În Planul Național de Reconstrucție și Reziliență este pusă o centrală de producere a energiei electrice și termice în cogenerare. Este un concept mai mare, mai amplu, acel concept Green City, un concept prin care producem energia electrică și termică în cogenerare prin amestec hidrogen 30%, gaz natural 70%. Hidrogenul îl producem din energie regenerabilă, panouri fotovoltaice. Facem și captare de CO2 pe care îl injectăm în zona de agricultură, în sere de producere a legumelor. Și v-am mai spus, în funcție de dimensiunea serelor, putem ajunge inclusiv la neutralitate din punct de vedere al emisiilor de CO2.